În cadrul companiei Polytube se realizează țevi din polietilenă în gama DN20, DN630 mm inclusiv, utilizate în rețele de distribuție și transport pentru aplicații, apă potabilă, gaze combustibile, canalizare sub presiune, irigații, telecomunicații, mantale protecții termice și aplicații industriale. De asemenea, Polytube produce și comercializează fittinguri din segmente sudate de țeavă, anume T-uri, coturi, cruci, în gama DN90, DN630 de mm și tuburi cu pereți structurați, cu dublu strat corugat din polietilenă pentru drenaj, canalizare și protecție cabluri electrice, telecomunicații, în gama DN40, DN250 mm. Domnule Mireșan, am înțeles că sunteți responsabil pentru calitate în cadrul firmei Polytube. Ce fel de materiale utilizați pentru a realiza produsele? Utilizăm material virgin 100%, furnizat de cei mai mari producători de granule din Europa, precum Sabic, Borealis, Total Petrochemicals, Basel. Cum se realizează fabricarea tuburilor de polietilenă? Sistemul de alimentare cu materii prime este controlat de procesoare, fiind prevăzut cu sisteme automatizate de dozare gravimetrică. Țeava este din extrudere prin matriță, trece prin calibrori care îi dă dimensiunile, se răcește treptat prin băile de răcire calibrare, apoi este controlată dimensional prin sistem de măsurare ultrasonic, după care țeava este marcată conform cerințelor standardului de produs, debitată la lungimea comandată și ambalată în colaci sau bare. Ulterior fabricării, ce se întâmplă cu țeava? Din producție, după verificarea țevii în laborator, aceasta ajunge în depozit și urmează a fi livrată către clienții noștri. Vă mulțumim!